În România încep să apară alimente cu adaos de făină de greier, după ce Comisia Europeană a autorizat consumul de greier domestici în ianuarie. Greierii pot fi consumați sub formă congelată, uscată sau sub formă de pulbere, iar făina lor poate fi adăugată în diverse produse de panificație, paste, prăjituri sau ciocolată. Cu toate acestea, persoanele alergice la arahnide, crustacei și moluște trebuie să citească cu atenție etichetele. Produsele alimentare cu adaos de insecte vor fi vândute în lanțurile populare de reduceri și supermarketuri. Românii se arată reticenți în ceea ce privește aceste produse. Aceștia spun că nu ar consuma insecte, dat fiind faptul că poporul nostru a fost obișnuit cu produse clasice din făină de greu pe care nu ar înlocui-o cu nicio altă alternativă, mai ales una concepută din insecte. Să aducă cei din România la lanțurile de hipermarketuri din România produse care conțin făină de greier. Ați cumpăra așa ceva sau nu? Nu. Nici într-un caz. Dar dacă este sănătoasă, nu știți ce beneficii are? Nu m-ar interesa, chiar dacă ar fi sănătoasă. Noi suntem crescuți cu produse de ale noastre, ce știm noi că mâncăm naiba de când ne-am născut, nu cu făină de greier, nu cu aia am crescut. Sunt om de la țară și sunt obișnuit cu mâncările noastre. De la nu, n-aș putea să mănânc. Mănâncă tineretul care le-o place, dar noi, mă refer la persoana mea, n-aș putea să mănânc așa. Dacă v-aș spune acum că este foarte scumpă și are anumite proprietăți, nu ați fi măcar curios să încercați? Nu. Am încercat cu niște calamari. Și viața mea nu pot să mănânc așa ceva. Este important de reținut că, în conformitate cu reglementările UE, prezența făinii de insecte trebuie să fie menționată obligatoriu pe etichetele produselor. ANPC a emis un ordin prin care se stabilesc modalități de informare a consumatorilor cu privire la informațiile privind produsele alimentare care conțin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piață ca alimente noi. Comercianții sunt obligați să afișeze informația că produsele alimentare sunt sau conțin specii de insecte pe lângă standul separat în care acestea sunt prezentate. Există însă și români care nu sunt la fel de sceptici în privința acestui ingredient, chiar dacă poate nu ar consuma regulat produse de acest tip. Urmează să apară în hipermarketurile din România produse care conțin făină din greiere. Credeți că ați consuma așa ceva? Aș consuma, dar consider că nu e. Dacă nu e dăunător... Nu sunteți nici măcar curioasă să încercați? Ba da. Curioasă aș fi, da. Pe etichetele produselor făcute din făină de greier, numele științifice ale insectelor au prioritate, fiind notate Acheta Domesticus pentru alimentele pe bază de făină de greier. Multe produse cu adaos de insecte vor fi vândute în lanțurile populare de reduceri și supermarketuri. În prezent, există 3 tipuri de insecte pe lista Uniunii Europene de alimente noi: viermele de făină, larve uscate, lăcusta migratoare, congelată uscată și sub formă de pulbere, și greierele de casă, congelat, uscat și pulverizat.